felul ispitirilor. Păi există 6 feluri de ispitiri. De sus, de jos, din față, din spate, din stânga și din dreapta. Am lăsat-o pe dreapta la urmă. De sus, o ispitire că vrei să știi mai mult decât știi. Adică și decât s-a descoperit. Vrei tu. Cum era Sfântul Augustin, știți, cu ungerul cu... Când vrea să scrie o carte despre Dumnezeire, cum nu s-a scris. Și mergând el cu gândul ăsta pe marginea mării, vede un copilaș că lua cu pumnul un mare și pune nisip aici. Ce faci? Și vreau să mut marea în groapa asta. Păi cum? Dar tu cum ai să poți să bași pe Dumnezeu care a făcut marea în capul tău? L-a luat în primire și a dat seama că i-a dat o lecție. Deci ispitirea cea de sus. Vrei mai mult decât știi și decât s-a spus ca să știi. De jos nu faci nici cât trebuie să știi. Ispitire de jos. Stai, stai ca prostul pe pământ, fără să dai și tu de aripi care așteaptă să miști. Că nu-i destul să ai aripi, trebuie să le folosești. Deci ispitirea de jos, nu faci nimic. Ispitirea de în spate e amintirile trecute care le reînvii. Retrospectiva, le învii, că vietemile nu sunt primeștioase ca ispitele de în față, care le vezi. Le vezi, sunt vii, nu știu ce, și te bagi și îți faci o nouă identitate ca ele. Ispitele de în stânga sunt lucrurile erezii, o serie întreagă de lucruri împotriva rânduielii bisericești ca să ne mântuim. Pentru că o iotă, zicem, trebuie stricat în acestea, așa, grav. E, am lăsat la urmă ispitirea de-a dreapta, care este cea mai primeștioasă. Pentru că s-ar putea să duci o viață duhovnicească, zici tu bună, că e bine, dar nu este bună. Uite, așa, să dăm unele exemple. Eram la Sivestrea și eram tot frate și eu, dar am încurajat o lucrare la mănăstire acolo, și m-am dus peste mai multă vreme, eram preoțit, eram unul ascultări mai deosebite și am întrebat asta, ce face părinte Staris? A, părinte, ce l-am călugărit, e băiat bun, e chelar, dar are un defect. Părinte, când se apucă la rugăciune, nu mai îl scos de acolo, poți să dai cu clopote bun. Și e chelar. Și s-a băgat în chelărie, a închis ușa și se vedea pe un geam, îl îngerul la gârge. Și a venit musafir și n-avea tare să săracu să dea la musafir, ăla, nu că nu și-a terminat rugăciunea. Vezi? E sigur, problema asta era că a spart geamul în părinte, l-a luat la bătaie acolo și m-a întrebat ce am făcut bine, mă zic, ai făcut bine. Adică, patimă, știi? Dragii mei, niciodată să nu deranjezi cu lucrarea ta duhovnicească. Problema este să trăim în armonie. Că dacă m-ar întreba cineva să-i spun într-un cuvânt ce înseamnă cultură, i-ar spune armonie. Mai mult, dacă m-ar întreba cineva să-i spun într-un cuvânt ce-i scriptura ta, domnule, data discuție de veabă, armonie, zice.